Salut! Astăzi vorbim de un mouse cu o formă ușor diferită de la Trust. Este vorba de Trust Rex sau GX-T144. Dar haideți să vedem ce se află și în cutie, în afară de mouse. Sticker. Manual. Și mouse-ul. Prins foarte bine în plastic. Vai, deci... Este un mouse foarte ciudat, ca să spun așa. Totuși are o formă care pică bine în mână. Ok, sunt obișnuit cu mouse-ul să-l folosesc așa. Acesta va trebui să stau așa. Deci, mouse-ul meu normal este așa. Acesta stă așa, ca să înțelegeți. Deci este ciudat, dar ciudat în sensul bun. Haideți să-l montăm. Să vedem cum se comportă, cum se comportă și în jocuri. Butonul se apasă bine. Buton de DPI, buton de back, forward, rotiță. Ok. Deci, practic, ai buton de back, forward, DPI, cele două și rotița. Să-l montăm. Pot spune că după ce l-am butonat și atins și mișcat, are o formă interesantă și necesită timp. Adică, ca să te obișnuiești să ții mâna așa în loc să ții mâna așa, ai nevoie de ceva timp. Dar cred că odată ce te obișnuiești, o să-ți placă și cumva mâna nu mai este obosită de la atât timp. Este o mână normală, o poziție normală, ca și cum ai sta cu mâna așa, nu stai cu mâna așa, nu... Nu ții încheietura răsucită, nu ții toată mâna răsucită și ar trebui să fie o poziție mult mai comodă. Mai ales pentru cei care petrec foarte multe ore la calculator, foarte multe ore la birou și cu mâna pe mouse. Cablul este moale, bun calitativ, are culori, în afară de logo, butoane colorate și rotiță. De asemenea, atunci când schimbați ciclurile DPI-ul, în funcție de ce DPI-uri v-ați pus, acesta se va prinde ca să știți la ce DPI sunteți. O dată ce s-a oprit, poate să treacă pentru un mod de culoare, să păseze aceeași culoare, să facă un breed de efect. Mă rog, un iluminat standard, aș putea spune. Softul este ușor de folosit. De asemenea, puteți să vă înregistrați macro-uri dacă vreți. Puteți să vă customizați toate butoanele dacă vreți. Puteți să vă faceți, de exemplu, butonul să-ți facă alt control-delete. Este alegerea voastră, sau puteți să-l puneți să vă deschide o aplicație. În loc de să vă schimbe DPI-ul, să vă deschide o aplicație. Sau în loc de înainte-înapoi, poate să fie volum sus-jos. Sau poate să deschide alte aplicații. Sau poate să fie copy-paste. Voi alegeți. După cum ziceam, softul este ușor de folosit, intuitiv, ocupă puțin, se descarcă repede. Iar mouse-ul, ca și calitate, ca și plastic, este un plastic care pare ușor cauciucat. Rezistent, adică... Iar piciorușele, cele patru piciorușe, alunecă foarte ușor. Eu am folosit pe mousepad-ul de la Trust, cel din suprafață dură, dar inclusiv pe cel de material de textil alunecă foarte ușor. Așa că este un mouse interesant și dacă vreți să încercați să experimentați cu această poziție a mâinii, nu vă recomand acest mouse. Mai ales că știu că nu este foarte scump și o să fie mai comod pentru mâna voastră. Și cam asta este testul nostru, prezentarea noastră pentru acest mouse. Dacă aveți întrebări, comentarii, nedumerire sau reproșuri, mai jos este o căsuță. Eu sunt Lucian, noi suntem Vlog Tehnica și ne vedem data viitoare. Bye!